Bună seara, mister. O remiză salvată in extremis, totuși meritată. Da, eu zic că și astăzi am jucat mai bine. Am jucat mai bine ca adversar. Am luat un gol iară din fază fixă, dintr-un corner, n-am fost atenți. Lucruri care va trebui să le punem la punct. Practic, noi am pierdut singurul joc aici dintr-un penalti. În rest, sunt mulțumit de atitudinea băieților. Am dat șansa celor care au jucat mai puțin astăzi să joace. M-am mulțumit atitudinea lor. Am întâlnit o echipă agresivă. Mereu meciurile disputate între echipele din Ungaria și echipele din România sunt cu o agresivitate desăvârșită și sunt bucuros că am reușit să egalăm pe final. Important. N-am pierdut decât un joc, practic, cu Academia Pușca și în rest suntem bine. Plecăm sănătoși acasă, ceea ce este foarte important. A trebuit să tragem linie, să renunțăm la câțiva jucători și să vedem dacă mai avem nevoie de să aducem unul sau doi jucători. Un bilanț echitabil, două victorii, o remiză, două înfrângeri. Ce este bine, ce trebuie să învățăm din greșelile făcute? Doar o înfrângere avem cu Academia Pușcaș. Da, am greșit. Da, doar o înfrângere avem cu Academia Pușcaș. Două remize și o înfrângere, da. Avem două victorii, nu? Da. Două remize și o înfrângere, deci un calup de meciuri ok. Mie e greu, am cunoscut echipa practic aici și încerc să-mi impun filozofia mea. Sper că ușor, chiar dacă timpul, să zic așa, este dușmanul nostru efectiv, fiindcă până pe 6 trebuie să fim în formă maximă, sper că atunci vom ajunge bine și împreună să formăm un grup puternic și să ajungem deocamdată să trecem turul ăsta și să vedem după aceea să pregătim meci cu meci. Dar cel mai important este meciul de acasă cu Banja Luka. Fanii noștri sunt curioși să afle cum au fost aceste săptămâni pentru Mareș Umudică, nu au venit la o echipă campioană. Păi, cu multe pastile de somn, greu. Greu. Pun foarte mult suflet. Vă dați seama, mă întorc după ani de zile în România. Toată lumea are așteptări. Vin la o echipă care a fost campioană. Nu este ușor, dar încerc să, cu experiența pe care am acumulat-o și ce am antrenat în străinătate, să pun tot în slujba echipei și să menținem standardele la fel de înalte cum au fost și până acum. Și atât în competițiile europene, cât și în campionatul intern. CFR-ul n-are voie să facă pași greșiți, în sensul că anul ăsta, cel puțin pe plan intern, trebuie să câștigăm campionatul, care este cel mai important. Ne așteaptă și Supercupa, care vine foarte repede, plus să ne calificăm în competițiile europene. Eu mi-aș dori să jucăm din 3 zile până în decembrie, fiindcă ce e mai frumos pentru un fotbalist sau pentru un antrenor? Mult mai frumos decât să faci antrenamente sau să te antrenezi, mult mai frumos este să te refaci și să joci meciuri din 3 zile. Multă baftă! Doamne ajută!